De duminică, nicio navă nu mai are permisiunea să acosteze nici măcar în scop comercial. Paul Ciurari, corespondent Antena 3, are mai multe informații despre această decizie luată de România. Paul, te ascultăm. Bun găsit. Într-adevăr, decizia este luată pentru a intra în conformitate cu noul regulament european adoptat de Consiliul Europei pe data de 8 aprilie. Practic, de duminică noapte, nicio navă sub pavilion rusesc nu mai are voie să intre în porturile românești și aici includem atât navele comerciale cât și navele de agrement sau iahturile. Sunt și câteva excepții trecute în noul regulament și anume atunci când sunt situații critice, atunci când siguranța maritimă nu o permit sau dacă este nevoie de intervenție umanitară imediată pentru ajutorarea celor de pe o navă. În rest, navele practic nu mai au voie să intre în porturile românești și nici navele care și-au schimbat pavilionul după data de 24 februarie. Navele care au fost înmatriculate în altă țară, fostele navele rusești înmatriculate în altă țară după această dată și acestea sunt interzise în porturile românești. Trebuie să subliniez că România nu este printre primele țări care ia această măsură din Europa. Printre primele țări au fost Marea Britanie care au interzis accesul navelor rusești în porturile lor.